Un meci de volei școlar a adunat orgolii nebănuite vineri seara în meci contând pentru faza locală a Olimpiadei Naționale Sportului Școlar. Echipa de volei feminină a Clubului Sportiv Moșel Câmpulun s-a împărțit practic în două. De o parte, echipa în galben, formația școlii gimnaziale Nanu Moșel, antrenată de Raluca Moisescu Nedelcu, de cealaltă parte a fileului, cea de la Sfântul Iacob, antrenată doar pentru acest meci de Adrian Mihailă. Surprinzător, primul set a fost câștigat de Sfântul Iacob, echipă cu talie mai mică decât adversarele. A fost un prim set care s-a dus mult în prelungiri. A fost 25-25, iar apoi rând pe rând, cele două echipe au avut minge de set. A câștigat, așa cum spuneam, echipa de la Sfântul Iacob, scor 31-29. Setul 2 le-a avut la conducere pe fetele echipate în galben, care păreau să câștige la pas, numai că de la 23-17 au pierdut 6 mingi consecutiv și s-a făcut 23-23. Au câștigat în cele din urmă 25-23 și au restabilit egalitatea la seturi 1-1. Setul decisiv le-a avut la timonă, surprinzător, tot pe fetele de la Sfântul Iacob. Au condus 4-2, 7-3 și 8-5 și s-au impus în cele din urmă scor 15-11. Așadar, victorie importantă obținută de echipa școlii gimnaziale Sfântul Iacob din Câmpulung, care va reprezenta municipiul nostru la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.